Salut, prieteni! Sunt Mihai Spanov, cu un video informativ despre un site pe care putem face cumpărături contra dolari euro la diferite criptomonete din top 10. Pentru ce trebuie des să cumpărăm criptomonete? Multe site-uri pentru a câștiga bani sunt direcționate sau primesc numai Bitcoin ori Ethereum. Dar noi banii la bancă, ca regulă, ținem, eu știu, în valuta națională, pe carduri, Mastercard, Visa sau care carduri mai sunt la banca noastră, unde ne deservim, sau posibil că în dolari sau euro sunt cardurile. Și deci des stă întrebarea cum să schimbăm banii de pe card pe Bitcoin sau criptomonetă altă care ne interesează. Foarte puține schimburi sunt care lucrează și să fie destul de sigure. Deci orice schimb, el e un careva comision și în unele cazuri pentru a schimba o careva sumă, de obicei sume mici, este foarte greu de schimbat. De ce vă recomand acum un site care este destul de sigur, din 2013 el este. Și pe el se primesc carduri, dar inițial ca să putem face schimburi pe acest site, trebuie să facem verificare. Și deci uitați-vă, când o să faci înregistrare și o să intrați în interior, o să vedeți 5 direcții pe acest site. Prima direcție este de cumpărare, vânzare. Deci cum cumpărăm criptomonet pe acest site, la fel și putem să o vindem. Și să o trimitem pe urmă înapoi tot pe card. Deci prin acest site este el comod, el e undeva 8%. Deci de la sume mari, deci asta la 8% este undeva la 100 de dolari. La sume mai mari, acolo este mai mic. Suma, deci prin transferul bancar, de pe el ca să transferi 50 de euro, undeva taxa e 35 de euro. Deci prin transfer bancar este uneori mult mai scump la sume mici decât prin acest site. Deci asta pentru informare. Înregistrarea ce e gratis. După ce v-ați înregistrat, faceți verificare. De pildă în direcție card, se adaugă cardurile. Unde, dacă ați adăugat cardul, vedeți așa, e adăugat card nou și se începe etapa de verificare. Deci alegeți cardul în chain, dolari, euro sau, deci este și rubli aici. Dar adăugați cardul și când el este verificat, acolo sunt fiecareva condiții. Deci, vedeți, este de pildă la mine cardul este adăugat. El trebuie să fie pe numele dumneavoastră. Deci este și verificarea personală. Deci trimite acte, copia la buletin, calitativă. Pe urmă este acolo o cerință când adăugăm cardul, să facem o poză cu cardul la mână și cu careva inscripție care o să vedeți când o să adăugați cardul. Când facem verificarea personală, trimitem actele, de pildă acolo tot este o poză unde trebuie să fiți cu actul în mână. Deci o să vedeți când o să faceți. Deci în cazul dat, dacă vreți să adăugați alt card, care este deja adăugat, îl scoateți. Și din nou trebuie să faceți procedura de verificare. Acum, cu cumpărături, vânzări, unde se fac? Deci eu arăt acest site, eu am făcut verificare pentru că poate să apară moment că vă trebuie de pildă pe careva site doar de pe card Visa se pot cumpăra Bitcoin ori alte monete. În cazul dat, întrebarea actuală nu stă la mine ca să cumpăr. Eu lucrez ca tare în Bitcoin Ethereum, deci nu stă întrebarea de a găsi cum să cumpăr. Deci sunt situații când
majoritatea oamenilor au banii în cont bancar. Și deci la ei este întrebarea cum din cont bancar de pildă să-i aducă la în Bitcoin sau Ethereum în cazul dat. Deci după ce ați adăugat un card, intrați în direcția dată și aici de pildă este careva variante, vi se propune de pildă $200 cât Bitcoin vă aduce. Dacă doriți, așa cantitate, deci 3.510.000 Satoshi, apăsați pe Buy și vă trimite la plat. Dacă doriți altă cantitate, deci aici ea în direcția aceasta puneți suma dorită de pildă, știu, $60. Și vedeți, deci ce cantitate Bitcoin. Deci dacă sume mai mici, de pildă 40, deci vă arată că minimum se poate de luat 0,1 Bitcoin. În cazul când vă trebuie altă valută, deci alegeți altă valută aici, de pildă Ethereum. În cazul dat, vedeți, 40 de Ethereum în dolari o să puteți luați. Sunt Bitcoin, cei mai scump cât are Bitcoinul, se scoate. La ei taxa e mai mare pentru tranzacții. De ce eu lucrez mai mult în Ethereum sau în alte criptomonete care este mai convenabil sume mici de cumpărat, vândut. Acum, deci aici, direcția dată cumpărat, de pildă cantitate care vă trebuie, știu, 0,5, vedem dacă îmi dă voie. $0.5 Ethereum, $90 de pe card. Va trebui să dau, apăs pe buy. Când am cumpărat, deci va apărea aici ea, în direcția finanțe, cătare. Direcția balanțe. Deci, balansul se vede la careva valute naționale, dolar, euro, lira, sterline, rubli sau în criptomonete mai jos. Deci dacă eu cumpăr Ethereum, deci la mine aici ar apărea ce cantitate în Ethereum. Știți ce? Uitați-o. Spune dat intrat în coace și te apăsat pe depozit, de pildă. Deoarece nu am nimic, dar cușă. Deci și am vrut să vă arăt ceva, trebuie prima dată întâi să depuneți bani inițial ca să pornească și să vă creați un portofel care puteți să trimiteți Ethereum, Ethereum direct. Dar ideea care că mulți lucrează cu cardurile. Așa, un moment. Și pe cardul și scot. Deci este funcția de scos, de depus. Apoi, limitele aici le vedeți, în ultima. Deci merge vorba de taxe. De pe carduri 3% e comision. Și limita pe zi cât se poate, de pildă, ca să măriți limita de tranzacții,
Deci eu am trecut prima etapă, doar verificarea personală, deci am trimis actele. Identitate, am verificat. Dacă verific și adresa de reședință, deci trebuie să trimit o careva factură la servicii comunale, pe numele meu, unde este indicat adresa, numai veche de 3 luni. Și atunci adaug aici și încep verificarea și măresc limita zilnică, deja voi fi la cantitatea aceasta. Deci voi putea pe zi până la 3.000 de dolari de pildă să scot și până la 30.000 pe lună. La etapa aceasta unde eu sunt verificat doar, am limită 3.000 de dolari pe lună. Se pot cumpăra, schimba pe acest site. Transfer bancar la etapa unde eu sunt nu pot face, doar când verific și adresa. Se deschide și prin transfer bancar. Transferul bancar se poate făcut sume mai mari, ele doar acolo sunt convenabile, la sume mai mici folosim mai bine cardul. Deci asta e informația despre acest site. Acușe, dați yes. Deci, când trecem la acest schimb, linkul va fi în descriere la acest video. Deci, inițial trebuie să apăsăm pe registru. Unde indicați un e-mail, parola, acceptați condițiile, treceți captcha și vă înregistrați. Apoi pe e-mail vine un mesaj pentru a activa înregistrare. După ce intrați în interior, adăugați dublă autentificare pentru mărirea nivelului de apărare și deja puteți să vă folosiți de acest site după ce faceți adăugarea unui card care inițial trebuie verificat. Deci asta e situația și pe urmă când veți dori de pildă să faceți careva investiții, ca exemplu este acum o informație destul de bună, interesantă pentru investiții și ne dorește până la 30 aprilie se poate deveni fondator, spunem, la o bancă din Austria, pe exemplu. Cine dorește, mă contactați și vă spun detalii. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.